Toată lumea se întreabă dacă Lavinia Pârva este însărcinată. Aseară, logodnica lui Ștefan Bonică și-a făcut apariția la un eveniment monden, îmbrăcată într-o ținută care lăsa un mic detaliu la vedere. Burtica, spun colegii mei, dacă este însărcinată sau nu, ne spune chiar ea. Ești însărcinată? Vă pup, vă iubesc! Logodnica lui Ștefan Bănică parcă a luat foc atunci când i s-a pus întrebarea cheie. Ești însărcinată? Ei bine, până atunci Lavinia era extrem de jovială și calmă. Încerc să am grijă să nu fac excese, dar de obicei îmi fac cam toate poftele. Însă când a fost întrebată de sarcină, a sărit ca arsă. Speculațiile că bruneta ar putea deveni mămică au prins și mai mult contur după ce ieri Lavinia a venit la un eveniment îmbrăcată cu o pereche de pantalonași din piele care îi scotea în evidență burtica. Mai mult, Lavinia parcă nu se simțea în largul ei. Nu își găsea poziția și parcă încerca de zor să-și ascundă burtica și când stătea în picioare, dar și când s-a așezat pe scaun. Totuși, ce spune cântăreața despre acest lucru? Nu sunt însărcinată, nu sunt bolnavă, sunt sănătoasă, tun, vă pup, vă iubesc! Și dacă dilema cu mult speculata sarcină am lămurit-o, nu putem trece cu vederea la un alt amănunt senzațional care trona pe degetul Lavinii, un inel de toată frumusețea. Oare cel de logodnă pe care Ștefan Bănică i l-ar fi dăruit?